Tragedie în județul Mehedinți. Un bărbat în vârstă de 54 de ani a murit sâmbătă seară după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, iar apoi s-a răsturnat pe partea carosabilă. Polițiștii orșoveni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Cireșu, județul Mehedinți. Astfel, sâmbătă seara, un bărbat în vârstă de 54 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat cu mașina într-un stâlp de beton, ulterior autoturismul, răsturnându-se pe partea carosabilă. În primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat de 54 de ani din comuna Izvorul Bârzii, județul Mehedinți, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Cireșu, nu a adaptat viteza la condiții de drum, a pierdut controlul volanului și a lovit un stâlp de beton, iar ulterior autovehiculul s-a răsturnat pe partea carosabilă, a transmis IPJ Mehedinți. În urma accidentului în care un autoturism s-a răsturnat după ce a lovit un stâlp, șoferul a rămas blocat și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acestuia. Cu ajutorul accesorilor din dotare, pompierii au descarcerat victima. Din nefericire, bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost declarat decedat de către medicul SAJ, după efectuarea fără succes a manevrelor de resuscitare. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În continuare, vor fi efectuate verificări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și circumstanțelor producerii accidentului.